Bine v-am găsit la evoluția jocului Minecraft, un joc pe care absolut toată lumea l-a jucat și dacă nu toată lumea, 99.9% l-au jucat. Acum o să mai vină unii să zică, domne, e un joc cu pătrățele, cum să te joci așa ceva? Bă, uitați că jocul ăsta cu pătrățele are milioane și milioane de vânzări, frate, s-a vândut foarte mult, ce milioane, zeci de milioane poate. Adică acest joc a fost foarte vândut, un joc pe care l-a jucat foarte multă lume și nu pentru că l-au cumpărat, mulți l-au crăcuit, că și eu l-am crăcuit la rândul meu, pentru că așa erau timpurile, nu aveam să dau 20 de euro cât costa atunci pe Minecraft și nu știu cât costa acum, cred că tot 20 oricum. Și acest joc a tot evoluat în continuu și haideți să vedem evoluția acestui joc. El a apărut în 2009, haideți să vedem cum a evoluat, haideți să începem peste 10.000 de like-uri la acest video, aș aprecia enorm și vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea voastră și vă mulțumesc foarte mult pentru că apăsați butonul de like, haideți să-l apăsăm chiar acum și apăsați butonul de like dacă și voi v-ați juca Minecraft, da? Ok, hai că dau microfonul mai așa să nu se audă prea tare. Deci ăsta este joculețul Minecraft, ok, deci a început în 2009. Ok, deci după cum vedeți arăta totul la fel, adică blocurile nu erau așa de bine făcute și uitați-vă, așa arăta, uitați, de exemplu, cobblestone-ul cât de aiurit părea și nu știu, mi se pare puțin ciudat, așa cum, eu cred că m-am jucat prima oară prin 2012, cred că l-am jucat, 2012 sau 2013, nu, cred că hai să zic în 2011-2012, cam pe acolo m-am apucat prima oară de Minecraft, uitați-vă și voi cum arăta și oricum ți se părea fascinant că puteai să faci orice vrei tu, în mare parte, din ce se putea face joc. Și uitați-vă și voi și vă dați seama, frame-uri mai puține. Deja aici vedem că evoluase jocul, deja iarba, uitați cum arăta, deci se împărțea aici, aici era puțin diferită și începe să semene a ceea ce știm noi astăzi. Pentru că mulți zic, bă, n-a evoluat, că un joc arată mereu la fel. Nu, n-arată mereu la fel, pentru că primește lucruri și update-uri mișto. Ia uita și lava cum arăta în 2009. Aici era Minecraft Multiplayer Test. Deci ăștia sunt, să zicem așa, evoluțiile jocului. Ok, Survival Test. Uitați-vă și voi cum erau zombie, frate, scheleții n-aveau arc și cu toții știm, scheleții au arc acum, nu mai există. Creeperii erau așa negricioși. Ah, ba nu. Ba când loveai, fiți atenți și voi. Și cum arunca asta cu săgeți? Și când bubuia, nu era animația asta, era cu totul altceva. Chiar era mișto. Chiar era mișto. Ok. Ia să vedem. După avem Late Classic Creative. Asta este cum ar veni. Probabil aceste moduri s-au adăugat, nu știu clar cum. Tot în 2009, deci totul se întâmplă în 2009, băieți. Arată foarte mișto, deja uitați, începe să semene, vedem aici, asta e ăla, cum zice, mă, că uit mereu cum îi zice. Bedrock sau nu știu cum zice, oricum. Deja pare că așa atunci când m-am apucat eu, deci când m-am apucat eu nu erau așa multe update-uri, nu erau așa multe chestii de făcut, pur și simplu. Uitați, deja aici suntem în 2009, avem arc, inventarul arăta destul de ciudățel. Vedem că creeperii sunt în totalitate verzi și nu avea animație când trăgeai cu arcul, atenție. Deci se pare că nu avea animație când trăgeai cu arcul. După au făcut-o. Ia să vedem sabia, da, sabia încă lovea. Așa, și bine, omul era tot pe creativ. Și nu avea te iteme, avea foarte puțin și nu erau atea porțiuni și nebunii și toate chestiile. Atunci erau chestiile basic. După vine anul 2010 și uitați deja. Asta, cobblestone-ul arată puțin mai diferit. Vedem aici mob spawner-ul. Probabil atunci s-au adăugat toate aceste chestii. Nu știu sigur de ce să zic, dar cred că atunci s-au adăugat. Și văd că n-aveai hunger. Atenție, nu aveai hunger. Acum observ că n-aveai hunger. Deci puteai să nici nu mănânci. Și ăsta spawna porci. N-am văzut niciodată așa ceva, sincer, de când mă joc Minecraft. Și văd că avea asta, dar nu avea hunger. Nu știu de ce nu avea hunger. Sau probabil era pe modul easy, nu știu ce să zic, se poate. Ok, aici văd că sparge spawnerul. Aici chest, uit. Deci, după cum vedeți, sunt chestii pe care le știm, dar ușor, ușor au evoluat. Deci aici avem carturi, avem nebunii, nu știu dacă erau și înainte, dar deja în 2010 Minecraft Alpha. Avem Minecraft Alpha. Bine, sunt foarte multe versiuni, probabil cel care a făcut clipul, că na, vă dați seama, n-am făcut eu clipul, ar fi fost foarte mult și foarte greu să faci clipul, dar
Eu am vrut să fac o reacție cât mai rapidă pentru că mi-a venit ideea bam. Treaba este că văd că încă nu e hangar și nu știu de ce. Deci ori e un mod ceva, deși mă îndoiesc, bă, în 2010 s-a mai fost hangarul? Adică pentru ce mai mâncai? Sau probabil mâncai doar ca să-ți crești viața. Se poate, nu știu. Există posibilitatea asta. Deja vedem în 2010, asta e puțin mai în față. Așa, Minecraft beta. Așa, ok. Aici deja jocul, după cum vedeți, evoluase bine. Probabil s-au adăugat și chestii în care puteai să schimbi perspectiva sau ceva de genul. Ia uitați, geamuri, bam. Este tot la fel cum îl știm. De aici începe să semene cât de cât. În 2011 Minecraft 1.0, atenție, deci Minecraft 1.0 a apărut în 2011. Treaba este că eu din câte știu, în primii ani Minecraft nu avea end. Adică nu exista dragon, nu exista mai nimic, știi? Te jucai pur și simplu și te băteai cu zombi în continuu, nu aveai să te duci să omori dragonul, știi? Acum l-au băgat după. Ia să vedem. Minecraft. Mamă, cât de tare, frate. Deci ca să dai seama, evoluția acestui joc a fost una constantă, dar mereu a evoluat. Chiar dacă mulți o să spună că nu se vede, cei care sunt împătimiți ai jocului știu clar evoluție jocului. Uitați, Minecraft. Bam, aici avem Minecraft 1.4, atenție. Ăsta s-a fost următorul sau sare direct la marele update-uri, probabil, băiatul. Sare direct și uitați, de aici exact e cât m-am apucat eu, deci așa arăta. Și uneltele așa arătau și totul. E deja, uite, începe să pară destul de familiar. Aici spărgea blocuri, să vedem deja cobblestone, uitați-l cum arăta. E bine, asta e stone. Dar înainte că era stone, că era cobblestone, tot la fel arăta. Bine, ăsta are un mod aici. În 2013 avem Minecraft 1.6. Și uitați, avem și cartofi, avem și ăștia. Nu știu dacă în primul Minecraft erau. Mi se pare că nu. După au fost adăugate toate ăștia. Deci ca să vă dați seama cât de bătrân e Minecraft. În 2013 a apărut 1.6-le. Care gândiți-vă că acum suntem la... Nu mai știu cât suntem acum, dar oricum suntem la... În 2014 1.8, ăsta știam. 1.8-ul... pentru că mie, versiunea mea cea mai preferată a fost 1.88. Nu știu de ce mi-a plăcut foarte mult versiunea aia. Deja uitați, aici e clasic. Avem și bara de hangar, avem tot. Exact cum îl știm. Dar el aici o să adauge, probabil el vrea să arate ce s-a adăugat nou. Uitați, mobi dropează morcovi. Deci ăștia sunt update-uri mici, dar care contează, știi? E cu totul altceva, ia să vedem. 1.9, Minecraft 1.9. Aici avem marele salt, ia să vedem unde s-a adăugat. În 2016 a apărut abia Minecraft 1.9. El probabil face versiunea ale mari, știi, marele update-uri. Aici avem și asta, știi, s-a adăugat treaba asta când lovești, să ai un mic timp de așteptare pentru că să mai faci spam, știi? Probabil au vrut să evite treaba asta, să fie prea ușor, că tu așa dădeai în continuu cu sabia și rupei. Dar acum uitați, deja e mai greu, știi, PvP-ul, să zic așa. Și arată bine, aici îți puteai pune și scut. Aici avem în 2016 Minecraft 1.11. Da, 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 a, gata, știu la ce, da, cum am mi-aduc aminte, s-au adăugat și noi biomuri, ca asta fiind ăsta cu micea, mă, uite că nu mai vine acum, mă rog, gen canion, cu canion și cu toate ăștia. Lamele, vedem că s-au adăugat în 2016, avem și ridichi, poți să faci, mi se pare că trade-urile le puteai face dinainte. Uitați, alte biomuri avem cu totul și cu totul. În 2017 avem 1.12. Avem 1.12. La 1.12 s-au adăugat multe blocuri. Multe blocuri mai speciale, să zic așa. Și uitați cât de mișto arăta. O să dau puțin mai în față. Ok. După avem în 2018 1.13. La 1.13 a fost marele update cu treaba asta sub apă. Deci puteai să mergi sub apă, să înnoți, știi? Și caracterul tău nu mai stea drept sub apă, gen înnota și el, știi? Se vedea ca un om care înnoată sub apă. Foarte tare, cu algele, cu corabile de pirați, a fost cu totul altceva. Deci 1.13 a fost un update enorm de mare. Acum ultimul update este acela care se bazează pe villageri.
Ia să vedem, pe villager sau villageri, uitați. Aici avem panda, deja în 1.14. Avem, uitați, fix ce vă spuneam. Ai de asta, crossbow. Ia să vedem ce mai arată pe aici. Ai o nouă arhitectură, ai pillagerii, care când îți dau raid te-au spart. Deci asta este frumusețea, băieți. Cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like dacă și voi v-ați jucat Minecraft. Și pentru acest episod, dacă vreți să mai facem din când în când evoluția a diferitor jocuri, eu am fost și noi sigur ne vedem data viitoare. Pa!